Bine v-am găsit! Sunt Alexandra Dumitru, iar dumneavoastră urmăriți o nouă ediție a Oracului Vedetelor. Astăzi eu am alături de mine pe Simina Stroie, o creatoare de conținut care nu doar că ne aduce zâmbetul pe buze de fiecare dată, dar ne și învață niște lucruri foarte valoroase despre viață. Bine te-am găsit, Simina! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Eu vă mulțumesc că m-ați invitat! Și cum ai descoperit pasiunea pentru crearea de conținut pe TikTok? Pasiunea am descoperit-o cumva în timp, așa cum am povestit de multe ori și pe TikTok. Eu am lucrat în corporație cam toată viața mea. Dar în timpul pandemiei, când s-au născut foarte multe lucruri noi, pentru că atunci când ne plictiseam cu toții și ne gândeam ce lucruri noi am putea face, cumva consider că toți ne-am găsit o pasiune sau chemarea, sau sper că majoritatea au făcut asta, au profitat de timpul lor mai liber, să spunem așa, și m-am apucat de TikTok. La început a fost o joacă, mi-a plăcut foarte mult și am și vrut să-mi demonstrez cumva că pot face asta. N-am luat-o în serios de la început. A fost ca o joacă, ulterior vrând să fac chiar și o carieră din asta. Care a fost primul tău videoclip viral și cum ți-a schimbat această perspectivă despre cariera de influencer? Primul meu video viral, n-o să-l uit toată viața mea, a fost ceva la care nu mă așteptam. Era vorba despre parfumuri și creme pentru corp. Cum eu sunt obsedată de mirosuri, cumva universul a zis, asta trebuie să ajungă viral acum în momentul ăsta. Și vorbeam despre cum să miroși ca o prăjitură, n-o să uit niciodată, imediat de când ieși din duș. A ajuns viral, a fost primul care a ajuns viral și atunci am și prins încrederea aia în mine cumva și am zis, uite că se poate. Trebuie doar să muncești și să fii dedicat și să-ți focusezi energia acolo și e loc pentru toată lumea. Nu există altfel. Trebuie doar să-ți dorești, să te ocupi, că majoritatea se gândesc, da, deja piața e săturată. Nu e adevărat. Dacă te dedici, e loc pentru toată lumea. Cum reușești să îți găsești echilibrul între viața personală și social media? Uneori foarte greu, uneori ușor. Când te ocupi de social media, trebuie să fii o persoană foarte echilibrată. Dacă nu ești, trebuie să lucrezi la asta, trebuie să ai un psihic puternic din foarte multe puncte de vedere. Social media îți ocupă foarte mult timp și atunci când îți ocupă o mare parte din timp, nu mai ai la fel de mult timp pentru cei dragi, să petreci cu ei, poate să faceți lucruri împreună. Deja când ajungi, poate să ai și colaborări, dar chiar și înainte de colaborări, tragi tare ca să poți ajunge acolo sus. Și asta îți ocupă foarte mult timp. Poate oamenii nu știu cât durează până ți se un filmuleț bine, la început, că după aceea te obișnuiești, cât durează până editezi, cât durează până când găsești un subiect potrivit. Lucrurile astea durează și dacă sacrifici ceva pentru pasiunea ta, de obicei sacrifici timpul și energia. Tu ai spus de multe ori că folosești umorul negru în videoclipurile tale, ceea ce nu este atât de răspândit. Ce te-a atras în folosirea umorului negru? Crezi că este eficient? Nu știu neapărat dacă este eficient, la mine a prins, dar cred că a prins pentru că îmi place. Așa am eu simțul umorului. Primesc hate pentru asta, nu toată lumea rezonează cu mine și mi-am asumat lucrul ăsta de la început, de altfel. Dar eu prezint ceea ce sunt eu, nu ceea ce vor oamenii să vadă la mine, nu ceea ce și-ar dori oamenii să fiu eu. Eu sunt ceea ce sunt și cine mă place rămâne, cine nu se poate duce pe o pagină unde găsește ceva ce îi place. Este într-o lume civilizată, așa se procedează. La noi nu prea se procedează așa, când nu-ți place ceva arunci cu hate. În mod normal ar trebui când nu-ți place ceva, treci pur și simplu mai departe. Este atât de simplu, nu e nimeni dator să fie ceea ce-ți dorești tu, să-i placă ceea ce-ți place ție, să prezinte doar ceea ce vrei tu să auzi. Noi suntem noi și cine ne place o să rămână lângă noi. Cine nu, probabil va merge mai departe. Așa e normal să fie. Și cum crezi că este perceput umorul negru în România? Este o deschidere mai mare sau mai mică față de alte țări? Nu știu exact cum e în alte țări. Am mai văzut câte ceva și cam peste tot umorul negru prinde la un anumit gen de om. Omul relaxat, omul pe energie bună,
omul căruia îi place să se distreze, niciodată nu o să prindă, în oricare țară te-ai duce, nu o să prindă umorul negru la un om supărat pe viață, la un om plin de frustrări, la un om care se concentrează doar pe negativitate. Există o deschidere destul de mare, pentru că există oameni care se simt bine, există oameni cu o energie super pozitivă. La ei merge de obicei acest umor negru. Când ai peste oameni supărați, pentru că, din păcate, cu siguranță au motivele lor să fie așa, nu contest, acolo nu prinde umorul negru. Și n-ar fi asta o problemă, că nu prinde. Așa cum am spus, nu o să prindă nimic la toată lumea. Problema este că în momentul în care cuiva nu-i place ceva, nu merge mai departe. Trebuie să arunce copiatră în tine ca tu să știi că lui nu-i place. Așa consideră el că este potrivit. Și consider că există subiecte tabu pe care le-ai evitat din cauza sensibilității culturale? Nu. Eu n-am evitat niciun subiect. Mie nu mi s-a părut niciun subiect tabu din tot ce am folosit eu acolo. Pentru că atunci când vorbim, care sunt subiectele tabu de fapt? Când vorbim de sexualitate, când vorbim de religie, când vorbim de politică, de multe ori este un subiect tabu pentru că imediat poate sări cineva. Pentru mine n-au fost subiecte tabu pentru că n-am avut niciodată ceva rău de spus despre religie în adevăratul sens al cuvântului. Că mai râdem pe aici, pe acolo, e una, este un umor. Dar când a fost vorba cu adevărat de religie, de Dumnezeu, de spiritualitate, oamenii care au fost curioși ce cred eu de fapt despre asta în spatele personajului au aflat. Și toată lumea știe că eu am o conexiune specială cu Dumnezeu, așa a fost întotdeauna și așa o să rămână cât o să trăiesc eu. Poți să ne povestești experiența ta cu reacțiile negative primite în urma videoclipurilor considerate ofensatoare? Reacția mea care a fost când... Experiența. Da, cum te-ai simțit? La început, în general, eu nu reacționez la hate. M-am educat în stilul ăsta încă de la început, mi-am asumat. Știam că vor fi reacții și reacții. Ultimele reacții pe care le-am primit în urma unor videouri, am încercat să le țin destul de ascunse, pentru că anumite persoane au încercat să creeze un scandal foarte mare cu mine. Am ignorat, nu am răspuns, nu am șters comentarii. Am lăsat să vadă la mine pe profil, toată lumea își poate arăta fața. Consider că publicul meu, comunitatea mea este atât de deșteaptă încât întotdeauna o să-și dea seama cine are dreptate, cine nu are dreptate și o să poată să treacă prin propriul filtru și să-și tragă concluziile. La ultimele reacții de hate, la început am râs. Când mi-am dat seama că lucrurile devin foarte serioase, am început să fiu amenințată, blestemată, înjurată. Mi-am dat seama că lucrurile devin un pic de tot mai serioase, cu toate că nu consider că cineva ar putea să-mi facă ceva. Sper să nu se poată face lucrul ăsta în România doar pentru că cineva nu te place, să-ți poată facă un rău real fizic. Dar la un moment dat mi-am dat seama că se îngroașă treaba mai pe românește și am simțit nevoia pentru prima oară să șterg niște comentarii și să dau bloc unor persoane care aruncau cu negativitate pe profilul meu și nu tolerez chiar atât de multă negativitate în comunitatea mea, pentru că noi acolo râdem, ne simțim bine, suntem pe energie pozitivă, ar fi păcat să pierdem asta. Dar care a fost intenția ta atunci când ai creat videoclipurile respective? Te-ai fi așteptat să fie percepute greșit? Așteptările mele sunt diferite de fiecare dată. Eu nu mă aștept ca cineva să interpreteze greșit, pentru că intenția cu care fac eu acel video nu e niciodată una rea. Adică eu nu mă gândesc că cineva ar putea interpreta într-un mod rău dacă eu n-am făcut-o într-un mod rău. Dar îmi asum de fiecare dată că anumiți oameni se vor lega de lucruri pe care le spun și vor aștepta portițe pur și simplu ca să intre și ei undeva, ca să fie și ei văzuți, ca să fie și ei auziți și în general îi las. Pentru mine nu este o problemă, deși consider că dacă vrei să fii auzit și să fii văzut există alte modalități mult mai bune,
Cu toate astea, înțeleg frustrările și supărările tuturor. Dar în momentul în care lucrurile devin atât de serioase, nu le înțeleg, nu le respect și nu le tolerez. Dar nu cât să mă supăr sau cât să mă gândesc la asta. Nu bag în seamă atât de tare. Pur și simplu merg mai departe. Mulți au spus că ai o poziție privilegiată și te iei de alții. Dar ce se ascunde de fapt în spatele a ceea ce oamenii văd ca privilegiu? Acesta se câștigă? Privilegiile se câștigă. În general se câștigă prin muncă. Revin la ce am spus și mai devreme. Există alte modalități prin care te poți face cunoscut și auzit. Și modalitatea principală pe care am folosit-o și eu este munca. E foarte simplu să arunci cu noroi în cineva doar ca să crești tu. Majoritatea asta fac. În loc să-și vadă de pătrățica lor să o transforme într-un pătrat mai mare, se uită în altă parte. Lucrurile astea se întâmplă foarte des. Să fii privilegiat, trebuie să faci ceva ca să câștigi asta. Dar la ce s-au referit ei când au spus că sunt privilegiată? Pentru că vă pot spune că eu am văzut mesajele, nu doar ceea ce au postat ei la story despre mine și așa mai departe, că m-au postat peste tot. La faptul că sunt slăbuță și râd de oamenii grași. La faptul că eu nu am anumită, că eu nu am HIV și râd de oamenii cu HIV. N-a fost niciodată asta intenția mea. Da. Și cred că un om cerebral vede asta. Au spus și legat de surdomuz că tu nu ai lucrurile acestea, dar nu era chiar o glumă atât de ofensatoare, păcătau. Nu, era un trend care în afară a prins foarte bine. Și chiar dacă nu era un trend, să nu încercăm să găsim scuze. Eu sunt omul care nu-și găsește scuze. Chiar dacă n-ar fi fost un trend, chiar dacă eu aș fi fost prima persoană care ar fi făcut acea glumă. Este o glumă. Este un pamflet. Nu trebuie să luăm totul atât de serios și să fim tot timpul atât de supărați și de încruntați. Și mai ales nu trebuie să încercăm să găsim tot timpul vinovați pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră. Pentru că în online am observat că se varsă furia pe care ei o au în viața lor, găsesc pe cineva pe care să o verse. Hai să nu mai fim atât de încruntați, de încordați și să stăm la pândă să așteptăm ca cineva să facă o greșeală ca să putem să dăm furia afară. Nu, hai să râdem, hai să ne simțim bine, hai să încercăm să cunoaștem oamenii, să vedem ce se află în spatele lor, pentru că mai ales în social media, oamenii ți arată, ei postează ceva și după aia îi poți urmări în următoarele videouri sau la story pe Instagram, în care vezi cum sunt ei, vezi că uneori joacă un personaj și alteori sunt reali, sunt naturali și vezi cum e omul în starea lui naturală. De există o supărare globală, ca să o luăm așa, și trebuie să și o verse undeva. Și eu am persoane pe care poate nu le-aș urmări pe social media, poate nu sunt de acord cu ceea ce spun, dar merg mai departe. Nu mă opresc să-i spun, alo, vezi că eu nu prea te plac și vezi că nu-mi place ce faci și vezi că poate ar trebui să ștergi ceea ce ai postat, că mie nu-mi convine. Nu există așa ceva cum mi-au cerut mie. Pe teritoriul meu, pe profilul meu, eu postez și așa voi face tot timpul ce vreau eu. E teritoriul meu, tu n-ai niciun drept să vii să-mi ceri mie să șterg ceva ce am postat eu pe teritoriul meu. Dacă aș încuraja un astfel de comportament, că au fost foarte deranjați ca o paranteză, că de ce n-am șters? Dacă aș încuraja un astfel de comportament, oricine se va uita pe profilul meu și va considera că un video de-al meu îi se adresează sau va fi interpretat în vreun fel, își va permite să-mi ceară ștergel că mie nu-mi convine. Nu, profilul meu nu e o piață în care intri și zici, îmi place ăsta, poți să-l lași, nu-mi place, poți să aș vrea să-l ștergi. Nu. Eu postez ceea ce sunt eu, ceea ce îmi place mie și dacă îți place, rămâi. Ești binevenit. Dacă nu, poți merge mai departe și nu e nicio supărare. Pentru că au fost foarte mulți care mi-au dat comentarii, îți dau un follow. Te rog, ai tot dreptul să faci asta, nu e nimeni obligat să rămână. Dar poți să faci în liniște. Mă anunți pentru că ai vrea să mă deranjeze. E, uite că nu mă deranjează, dimpotrivă te înțeleg că nu mă placi. Dacă mă placi, sunt bucuroasă, dar dacă nu, te înțeleg. Nu poți fi plăcut și iubit de toată lumea. Ăsta este lucru pe care trebuie să ți-l asumi, mai ales când începi să faci online. Pentru că e ca și când tu te arunci în mulțime și spui, puteți să-mi faceți ce vreți voi. Trebuie să fii pregătit, trebuie să ai un psihic puternic, să știi că nu te va iubi toată lumea. Și dacă începi să faci online din dorința de a fi iubit de toată lumea,
o să fii foarte descurajat când o să-ți dai seama că lucrurile nu stau deloc așa. Sunt oameni care te iubesc și sunt foarte mulți și sunt oameni care efectiv nu că nu te suportă, te urăsc. Tu trebuie să te uiți mereu către partea bună și asta e partea cea mai grea din online. Chiar ai menționat, în afara umorului negru, și faptul că ai o relație foarte bună cu Dumnezeu și tu vorbești despre spiritualitate și credințe. Cum te influențează credințele tale atunci când creezi conținut? Credința pur și simplu îmi dă încredere în mine. Știu că e cineva tot timpul care are grijă de mine, care mă veghează și de multe ori consider că și inspirația îmi vine de undeva de acolo. Sunt foarte multe momente în care îmi doresc poate să fac un video și n-am nicio idee, n-am nicio inspirație și stau și mă concentrez și cum mă exprim eu, mă conectez la sursă și îmi vin idei. Dar pe lângă asta, ce am considerat tot timpul, că eu nu fac doar videouri cu umor negru, cu Lola, da? Faimoasa Lola. Vom vorbi despre eu ea. Fac și lucruri psihologice. Având o mamă psiholog, am avut acces la toate cărțile de psihologie. Pe lângă asta, ce mai consider că vine de la Dumnezeu? Experiența. M-a făcut să trec prin atât de multe lucruri, încât la un moment dat am putut să învăț pe alții din experiența mea. Să le spun, poate, ce cred eu despre un lucru. Poate de multe ori am povestit și din experiența mea fără să spun asta, pentru că eu îmi țin viața personală foarte departe de public. Pentru mine este mult mai safe așa. Nu-mi place să mă expun cu viața mea personală. Consider că n-ar trebui să intereseze pe nimeni. Dar de la Dumnezeu, din univers, au venit și toate experiențele. Ca la un moment dat, în primul rând, să știu pentru mine anumite lucruri, dar poate de multe ori și pentru ceilalți. Și chestiile psihologice m-au ajutat foarte tare să cresc. Lola a apărut târziu. Eu deja aveam o comunitate formată de 90 și ceva de mii de oameni pe TikTok când a apărut Lola. Eu prin altele am reușit să mă ridic și cred că au contat foarte mult lucrurile pe care le-am învățat pentru că mi-a plăcut să citesc, lucrurile pe care le-am învățat din proprie experiență. A fost așa un tot care m-a ajutat. Și nu cred în noroc și nu cred în coincidențe. Cred că e cineva care are grijă de fiecare. Și pentru mine a fost Dumnezeu, Universul, fiecare cum vrea să-L numească. Și urmăritorii tăi cum răspund atunci când ai un conținut cu componentă spirituală? Îl primesc mai bine, mai rău? Îl primesc foarte bine, pentru că toată lumea are nevoie de ajutor. Asta este adevărul. Că unii au curajul să-L ceară, că sunt mai vocali, că alții sunt tăcuți și le e rușine sau se simt slabi dacă o fac. Toată lumea are nevoie de ajutor. Toată lumea caută o rețetă. Toată lumea caută răspunsuri. Toată lumea caută ceva. De fapt, ce caută toți oamenii? Liniștea și fericirea. Dar majoritatea, fără să-și dea seama, au nevoie de liniște. Și ce fac? Caută peste tot. Și în momentul în care apare cineva și le vorbește fix despre ceea ce simt ei și despre nevoile lor, reacția lor este una foarte pozitivă. Comunitatea mea este foarte legată de mine la modul că ținem legătura. Ei îmi scriu, eu le răspund. Nu am o comunitate care cu oameni care doar îmi dau like, doar îmi dau câteva comentarii. Nu, noi vorbim, noi ținem legătura. Noi am creat o conexiune cumva tocmai pentru că am vorbit mult de partea spirituală și de partea cu psihologie. Ai spus că vorbești cu Dumnezeu, cu voce tare sau în gând. Ce înseamnă pentru tine să vorbești cu Dumnezeu? E un mod de a căuta liniște, ghidare sau altceva? Depinde, de la situație la situație. Ne și certăm. Vorbesc în gând dacă sunt cu multă lume și vorbim și cu voce tare, fără nicio problemă. Dacă sunt singură, vorbim, ne și certăm de multe ori. Dar de fiecare dată când am avut o problemă cu adevărat reală, ceea ce cred eu că a apreciat tot timpul Dumnezeu la mine a fost faptul că eu nu-i cer ajutorul tot timpul. Eu încerc să mă descurc singură și fac tot ce este siminește posibil, ca să spunem așa, și abia după aceea mă duc la El și îi spun: Doamne, eu am încercat tot ce ținea de mine, de aici nu mă mai descurc, te rog să intervii Tu.
Și atunci, de fiecare dată, s-a rezolvat așa, instant. Tocmai pentru că eu cred că Dumnezeu apreciază oamenii care încearcă, care au curaj, care încearcă cu puterea lor și au încredere că vor reuși. Dacă tu de fiecare dată, la cea mai mică problemă, te rogi la Dumnezeu, Doamne, rezolvă asta, Doamne, nu știu ce să mă fac, cred că îți și trimite situații pe care ar trebui să le rezolvi singur, să te descurci, chiar dacă El este lângă tine. Dar eu așa fac. Încerc, că eu trebuie să fac, eu trebuie să-mi demonstrez mie că se poate și dacă nu mă descurc, și au fost situații în care nu m-am descurcat, am zis, Doamne, nu mă descurc, am plâns, nu mă descurc, te rog de aici preia Tu, că mă doare. Și s-a rezolvat instant, dar după ce am încercat tot ce a ținut de mine. Și atunci vorbim. Dacă sunt situații în care nu e rezultatul cum am vrut eu, știi? Că se întâmplă, sunt și eu tot om și nu-mi convine, ne certăm. Păi de ce așa și nu cum am cerut eu? Sunt, după care de fiecare dată îmi dau seama că a fost mai bine, întotdeauna e mai bine așa cum se întâmplă. Poate pentru că, nu știu, capeți o anumită experiență. Sunt mii și mii de motive pentru că oamenii se supără, toți ne supărăm și eu mă supăr. De ce nu-mi dai ce vreau? De ce nu-mi dai acum când vreau eu? Pentru că de multe ori nu realizăm că avem nevoie de alte lucruri, nu neapărat de cele pe care ni le dorim. Poate avem nevoie de altceva ca să reușim, poate avem nevoie de altceva ca să găsim liniștea pe care ne-o dorim. Că aici toată lumea, de fapt în comunitatea mea, te rog să mă întrerup dacă vorbesc prea mult. Problemele din comunitatea mea sunt legate de oameni. Andrei nu mă iubește, Mihai nu mă vrea, nu mi-a răspuns nu știu cine la mesaj. În momentul în care ne îndrăgostim, noi oamenii facem asta, nu doar femeile sau doar bărbații. Conturăm o imagine perfectă în capul nostru a acelui om. Ea nu este deloc perfectă, doar că noi o conturăm pentru că ne îndrăgostim foarte tare de persoana respectivă și facem tot felul de scenarii și ne gândim că în situația respectivă omul acela va reacționa așa, va face așa. Noi nu ne dăm seama că noi creăm această imagine perfectă care nu există. Și nu primim omul respectiv pentru că el nu e cum îl vedem noi în capul nostru. Și de multe ori primim ceva mai bun. Dar când îți dorești ceva și ai o dorință care te arde, vrei lucrul ăla, nu mai există altceva. Când poate Dumnezeu sau Universul îți trimite ceva mai bun, care te face cu adevărat fericit, care te face să-ți găsești liniștea. Și feminitatea, ai spus de multe ori că e importantă, cum ai spus și tu, chiar într-o relație din asta. Ce înseamnă pentru tine feminitatea? Feminitatea înseamnă să fii relaxată. Femeile în ziua de astăzi nu mai sunt în energie feminină și este de înțeles. Ca să reușești să fii în energie feminină înseamnă să fii relaxată, să fii o floare, să fii așa ceva foarte fin. Din păcate, în ziua de astăzi este foarte greu să faci asta și pentru mine este foarte greu să fac asta și de multe ori mă regăsesc în energie masculină. De ce? Pentru că este un război între sexe. Și se întâmplă asta de foarte mult timp. Femeile vor egalitate, bărbații nu mai sunt bărbați, femeile nu mai sunt femei. Care e mai tare? Asta se întâmplă. Și e un război continuu. Noi suntem mai tari ca femei, că uite, am început și noi să muncim, să câștigăm o grămadă de bani, bărbații nu mai sunt bărbați și așa mai departe. Bărbații pe partea cealaltă, dar și noi de ce nu primim? Dar și noi de ce nu suntem răsfățați? Dar și noi de ce nu? Tu ce aduci la masă? Este un război. În război este energie masculină. Oamenii nu înțeleg că n-ai cum să obții liniște și fericire folosind arme de război. Hai să ne certăm, hai să ne demonstrăm cât suntem de tari, hai să ne jucăm, stai că nu-ți răspund acum, stai să crezi că am treabă, stai să... Lucrurile sunt atât de simple în realitate, tu trebuie să fii tu, da? Nu trebuie să te chinui să nu răspunzi, nu trebuie să te chinui să-i arăți că ești altceva, pentru că la un moment dat poate vei câștiga omul ăla pentru că te-ai prefăcut că ești ceva ce nu ești, dar ți se va arăta fața, la un moment dat te vei relaxa lângă el. Nu! Tu trebuie să fii ceea ce ești tu, să nu joci niciun rol și omul potrivit pentru tine va rămâne. Cel care nu e potrivit va pleca și câștigi foarte mult timp așa. Pierzi timp când te prefaci, când te joci, să creadă că sunt ocupată. Dacă ești ocupat sau ocupată, foarte bine, nu răspunde la telefon. Dar când joci un rol, n-ai cum să manipulezi energia la nesfârșit. Asta nu înțeleg oamenii. Crezi că pornește de la iubirea de sine? Cum îți încurajezi urmăritoarele să iubească pe sine și nu să se îndrepte către iubirea unui bărbat? Să
este dusă foarte la extrem asta cu iubirea de sine în ziua de astăzi. Ca să ajungi să te iubești pe tine, trebuie să treci prin multe. Niciun lucru frumos nu pornește din bine. Știi de ce? Pentru că atunci când îți e bine, nu simți nevoia de schimbare. În momentul în care te înghesuie ceva și nu te mai simți bine și cineva ți-a făcut ceva și nu înțelegi de ce sau treci printr-o experiență neplăcută, atunci începi să-ți pui întrebări și să se producă schimbarea. Pentru că ce se întreabă majoritatea? De ce mi se întâmplă asta? Oare sunt suficient de bun, suficient de bună? Am greșit eu cu ceva? După aceea, de ce atrag oameni de genul ăsta? De ce mă atrag pe mine oameni de genul ăsta? De acolo pornește schimbarea, dintr-o experiență neplăcută. Și cu timpul ajungi să-ți pui atât de multe întrebări și să petrești timp cu tine încât să te cunoști mai bine, să-ți dai răspunsuri singur, pentru că oamenii caută răspunsuri în afară, să-mi zică omul ăla de ce mi-a făcut asta, de ce mi-ai făcut asta, că nu părea așa, nu m-am gândit nicio secundă. De multe ori oamenii care îți fac asta nu o să fie disponibili să-ți dea un răspuns adevărat. Din moment ce a făcut o chestie de genul ăsta, spune ceva despre el. Tu trebuie să găsești răspunsul în tine, tu trebuie să te cunoști, a fost o experiență prin care tu ai învățat pe mai departe ce nu-ți trebuie și trebuie să te cunoști atât de bine să vezi de ce totuși ai atras omul ăla, ți-a plăcut lângă el când știai că semne sunt de la început și dacă nu de la început, început apar ușor, ușor și le vezi, nu dormi pe tine, doar te faci că nu le vezi și începe schimbarea, deja te cunoști mai bine, asta nu vreau, asta nu-mi trebuie, ce ar trebui să schimb și eu la mine, încep să recunoști genul de om care nu o să fie potrivit pentru tine și ușor, ușor începi să ai încredere în tine, să te iubești mai mult pentru că nu o să mai dai voie omului care nu te respectă, omului care nu te merită să stea lângă tine și începi să te iubești și începi să fii mai feminină, să te îngrijești din nou, pentru că după ce treci printr-o despărțire sau printr-o experiență neplăcută, urmează depresia aia prin care nu te mai aranjezi, de ce mi-a făcut asta, bla bla, nu o să mai ia nimeni și așa mai departe. Toată lumea este șifonată din relație toxică, adică nu e un secret. Dar după aceea începi să te iubești, să te cunoști, să te descoperi, să te îngrijești, să atragi priviri din nou. Și cumva și prin validare, prin validarea celorlalți, te iubești mai mult pentru că te ajută, dar în primul rând, ca să primești validare din partea celorlalți, trebuie să te focusezi pe tine, să lucrezi la tine, să te iubești. Ce înseamnă să te iubești, iubirea de sine? Să te accepți și cu calități și cu defecte, că nu suntem perfecți și greșim și trebuie să accepți că uneori greșești și trebuie să accepți că uneori oamenii nu te vor înțelege, alteori te vei face de râs, oamenii vor râde de tine, oamenii te vor arăta cu degetul și tu când te pui seara la culcare în pat să nu te gândești, păi da, uite, ești nașpa, uite ce ai făcut, uite, să nu gândești așa despre tine, să zici, am greșit. E ok, mergem mai departe și voi mai greși. Acolo e iubirea de sine, în acceptare. Cred că vorbim despre asta. Există o persoană care sigur se iubește foarte mult pe sine și aceea este Lola, care sigur nu-și face acest gen de probleme. Cum s-a născut Lola? Lola a existat dintotdeauna. Eu fiind gemeni cu ascendent în gemeni, sunt foarte mulți oameni în capul meu, printre care și Lola. Eu, încă de când eram mică, eram întrebată de oameni de ce nu mă fac actriță, că am așa o zonă mai teatrală uneori. Lola a existat tot timpul, ea este partea întunecată a mea. Lola este o tipă de altfel foarte mișto, care te poate ajuta foarte mult pentru că ea nu are filtru. Ea îți spune întotdeauna ceea ce trebuie să auzi și nu ceea ce vrei să auzi, pentru că de multe ori noi spunem oamenilor ceea ce vor să audă, de teamă să nu-i pierdem, să nu-i facem să sufere, dar de multe ori asta nu-i ajută, pentru că nu ajută să se producă o schimbare. Lola nu e așa. Lola este atât de dură și atât de neclintit încât îți spune totul pe față. Are un umor foarte negru, dar Lola e și foarte tare pe de altă parte pentru că deși nu-ți dai seama te poate ajuta, fiindcă de multe ori poate să spunem, întrebi o prietenă, îmi vine bine rochea asta? Și o să zică, bă, da, îți vine bine. Deși tu te duci și te întâlnești cu o persoană importantă, dar ca să nu te facă să te simți prost, poate te lasă să pleci îmbrăcată urât. În schimb, Lola ți-a spune, e oribilă, schimb-o,
De ce nu-ți stă crezi bine? Că Lola rezonează atât de bine? De ce crezi că se regăsesc urmăritorii tăi în Lola? Pentru că Lola există în fiecare om, dar n-are curajul să... Nimeni n-are curajul să o lase să iasă la suprafață. Lola există peste tot. Și în tine există Lola. Și tu ai spune uneori adevărul în față, fără să te gândești la repercusiuni. În toată lumea e. Dar nimeni n-are curajul de teamă să nu fie judecat, să nu fie, pentru că să termin ce începusem să spun, chiar dacă ea spune rochea aia nu-ți vine bine, ea te ajută pe momente super, dar tu după aia te îmbraci în ceva mișto și te duci și te vezi că omul ăla e important și te simți mai bine, mai sigură pe tine. Lola există în toată lumea. Îți trebuie doar curaj. Atât. Ca să o lași să iasă la suprafață și să știi când să o lași să iasă la suprafață și unde. Contează foarte mult. Dar ea există. Ce mesaj sper să transmiți prin intermediul Lolei? Multe. Multe, dar să mă gândesc la cel mai important, să nu-ți fie frică. Niciodată. Frica ucide un vis, ucide speranța, ucide iubirea. Frica ucide iubirea. Pentru că n-ai curaj poate să faci un pas. Pentru că n-ai curaj poate să deschizi o discuție. Pentru că n-ai curaj poate... să confrunți un om atunci când poate acea confruntare ar rezolva ceva. Ce încearcă Lola să facă de fapt este să omoare frica din oameni, să vadă că există viață și după frică și există o viață mult mai frumoasă. Și da, Lola știe că oamenii o judecă și unii n-o plac, nu-i pasă. Unde trebuie să ajungă mesajul ei, ajunge întotdeauna fără dar și poate. Acum niște întrebări interactive, o să mai revenim și puțin la Lola, că tot am vorbit despre ea. Dacă ar trebui să scrii un ghid de supraviețuire pentru cine se întâlnește cu Lola, care ar fi cele 3 reguli de aur pe care îi le-ai spune? 3 reguli de aur pentru Lola. Pentru să întâlnirea fii... cu ea. Da. Să fii docil. Da. Dar nu tot timpul. Lolei îi plac confruntările. Îi place să gândească, îi place o provocare foarte mult, să-i faci față, să faci să se gândească, să intri în joc cu ei. Îi plac provocările la nebunie, vrea să întâlnească un om mai deștept ca ea, care să-i facă față. Să fii docil, să fii înțelegător și să-ți dorești mai mult, să-ți dorești să te depășești. Cam ăsta este omul lângă care ar rezista Lola cu plăcere, că ea ar rezista lângă oricine, nu este asta o problemă. Dar ca să-i facă plăcere, trebuie să fii genul de om deștept, înțelegător și să-ți dorești să te depășești. Ce zodie este Lola? Știi ce ascendent? Tot gemeni? E tot gemeni. E tot gemeni. Da, este tot gemeni și consider cu toată modestia că gemenii au ceva. Nu că e zodia mea, cunosc mulți oameni gemeni. Gemenii gândesc foarte mult și sunt foarte creativi. Sunt și foarte ciudați, adică nu sunt perfecti, sunt foarte ciudați. Gemenii au foarte multe defecte. Eu nu sunt pasionată neapărat de gemeni, dar am văzut mulți oameni în zodia gemeni cu caracteristici asemănătoare și toți au o ciudățenie. Poate și celelalte zodii la fel. Nu știu, eu vorbesc strict de zodia mea, că e a mea și cum e cei altă, e cel mai bun. Exact. Ce mesaj ei transmite celei din trecut care s-a apucat de social media, Simine din trecut? Să nu te dai bătută niciodată și ai grijă ce sacrifici în drumul tău spre succes. Dar să nu te dai bătută. Indiferent ce se întâmplă, prioritizează visul tău. Și dacă ar fi să vorbesc cu Simina mică, de fapt, pentru că a fost visul ei, nu al meu. Ok, eu am demonstrat că pot, îmi place, dar nu... Am urmat foarte mult visul meu de când eram mică, așa cum am spus, tatăl meu și-a luat o cameră video și mă filma cum prezentam știri. Era visul meu să fac ceva de genul ăsta. Și aș vrea de multe ori, eu vorbesc cu Simina mică acasă și îi spun, uite, pentru tine fac asta. Să vezi că cineva luptă pentru tine, să vezi că ți-am îndeplinit visul, să vezi că ai contat întotdeauna, ai fost foarte importantă și încă ești. Pentru tine fac asta și împreună cu tine am reușit. Pentru că Simina cea mică era mult mai curajoasă decât sunt eu acum. Cu toate că și astăzi sunt curajoasă, dar ea ar fi obținut tot ceea ce am obținut eu în ziua de astăzi și mult mai mult într-un timp mult mai scurt.
Ce întrebare ai vrea să ți se pună mai des, dar nu se întâmplă? Cum te simți cu adevărat? De ce crezi că nu? Poate pentru că arăți că ești capabilă? Oamenii, da. Acum că m-ai întrebat lucrul ăsta, m-am emoționat foarte tare. N-am mai primit un telefon în care să mă întrebe cineva cum te simți, cum ești, ești bine? De ani de zile. De ani de zile. Ești ok? Pentru că oamenii mă văd non-stop pe telefon și consideră că sunt foarte ok. Chiar dacă nimeni nu se gândește mai departe că eu în fața telefonului trebuie să par bine tot timpul. Pe lângă asta, ceea ce înțeleg este faptul că toți avem programul foarte încărcat. Și să mai stai să te gândești și la ceilalți mai profund, dar poate astăzi e bine, dar poate o fi ok. Înțeleg și lucrul ăsta. Dar asta mi-aș dori să fiu întrebată, poate, măcar un pic mai des. Ești bine? De fapt, cum te simți? Cum ești? E totul ok? Asta mi-aș dori să fiu întrebată. Da, probabil că fiecare e ocupat cu viața lui și de regulă uităm și că cei din jur au nevoie. Poate și asta și poate și că mi s-a mai spus la un moment dat, pentru că apar în fiecare zi, e greu să-i fie cuiva dor de tine. De-aia am și încurajat. Dacă nu câștigi bani din social media, n-ai de ce să apari în fiecare zi. Lasă oamenii să-ți simtă dorul. E foarte important. Pentru că altfel nu te sună nimeni. Dacă nu câștigi bani, nu câștigi nimic din social media. Dacă este un job social media pentru tine, este normal să apari în fiecare zi și cât de des poți. În rest, nu. Ce mesaj ai pentru cei care ne urmăresc? Care este? În legătură cu ce? Un sfat? Orice. Ai vrea neapărat să știe cei care ne urmăresc să se uite și să-și aducă aminte că a spus Simina cândva, fă asta sau gândește așa. Un sfat pe care l-aș da, pe care l-am dat și pe care o să-l susțin tot timpul, să în fuga voastră după orice vă doriți, să nu uitați că cea mai importantă este de fapt dragostea. Toți fugim după bani, după faimă, după succes. Succesul la fiecare se cântărește în ceva diferit, la unii în bani, la alții în faimă, la alții în dragoste, în sănătate și așa mai departe. Nu uita în drumul tău spre succes că cea mai importantă și singura care îți va aduce liniștea și bucuria pe care o cauți este dragostea. E bine să ai și celelalte lucruri, îți aduc un confort, o validare, o mulțumire, e foarte tare să le ai și dacă poți chiar te rog să le ai, dar nu uita că de fapt absolutul ăla pe care îl cauți e aici, în dragoste, acolo e împlinirea, să ai un suflet cald, să ai o mână care te mângâie pe față și îți zice cât de frumoasă ești, sunt atât de mândru de tine. Ce bine mă simt cu tine și să simți și tu lucrurile astea înapoi pentru persoana respectivă. Să fie o dragoste reciprocă. Acolo e absolutul. Restul sunt lucruri pentru confort, lucruri pentru validare, dar fericirea și liniștea doar acolo o să o găsești. Și un alt sfat, asta este pentru un domeniu. Un sfat pentru un alt domeniu, să vezi întotdeauna de pătrățica ta. Visul tău este să crești. Sper să fie visul tău să crești. Eu acum vorbesc cu un om, oricare, da? Ca și cum aș vorbi cu toți. Sper ca visul tuturor să fie să crească. Da? Ca să crești, dacă te focalizezi pe ce fac ceilalți greșit, ce fac ceilalți în general, tu nu o să faci din pătrățica ta un pătrat mai mare. Toată energia ta o să fie canalizată într-un loc greșit. Lasă-i pe restul. Cu ce vor ei să facă? E viața lor. Tu trebuie să fii aici în pătrățica ta, să găsești soluții, să găsești inspirație, să găsești idei ca să transform pătrățica ta într-un pătrat mai mare și după aia și mai mare și așa mai departe. Restul nu e treaba ta cine ce face. La tine e treaba ta ce faci tu și cum reușești tu să creezi acel lucru măreț pe care ți-l dorești. Adică e loc pentru toată lumea sub soare, cum s-ar spune. Clar. Nu-ți fură nimeni pătrățica. Că... Clar, și dacă te limitezi gândindu-te că nu mai e loc orice, de ce să mă chinui? Că oricum nu mai e loc, e piața saturată. E un gând care te limitează
și te face să dai înapoi. Nu, există loc pentru toată lumea. Trebuie doar să fii dispus că la început, și eu când am început, și să nu bagi bani. E păcat. Și brandurile văd că vrei să obții colaborări și bagi bani să ai followers. Nu face asta. Și eu la început știu cât e de greu și știu cât e de frustrant. Aveam 2 followers, da? Pe TikTok, că oricum de Instagram mă ocup de mult mai puțin timp. Eu am început pe TikTok. Aveam 2 follower și filmam și mă chinuiam și editam ore între și aveam 2 like-uri. Mult timp până când a ajuns unul viral. Pentru că am vrut să cresc organic. Am vrut să-mi demonstrez mie că se poate. Și am avut încredere și am tras tare, tare, tare pentru că am avut încrederea aia în mine și în faptul că se poate. Și cred că asta este rețeta. Oricât de greu ar fi, nu te dai bătut niciodată. Noi nu suntem oameni slabi, noi suntem oameni hotărâți și când vrem ceva, obținem. Chiar dacă necesită muncă, sacrificiu, necesită doar sacrificiu timpului și a energiei. Dar când îți dorești, nu simți asta că o faci cu plăcere până la urmă, nu? Adică că sunt oameni, dar noi nu avem timpul tău liber, dar noi, eu am lucrat în paralel un an și în corporație, făceam și online și mi-am deschis și business. Cu cărțile de oracol, cu coliere, a fost îngrozitor. Nu-mi vorbi mie de timp liber, că știu ce înseamnă să nu-l ai și știu ce înseamnă să dormi câteva ore doar pentru că vrei să reușești. Dacă vrei, se poate. Restul sunt scuze. Scuze și atât. Și mie nu-mi plac scuzele. Nici la mine, nici la alți oameni. Spune pur și simplu, băi, de fapt, nu vreau. Și pentru mine e ok. Și te înțeleg, nu ești obligat să vrei. Dar când susții din tot sufletul tău, vreau lucrul ăsta. Dar te văd că îți găsești scuze doar ca să nu lupți, să-l obții, atunci nu te înțeleg. Dar dacă îmi spui, nu vreau, mie îmi place viața mea așa să nu fac nimic, atunci ok, nu judec, nu, ba chiar te plac că ai curajul să spui asta și să fii împăcat cu tine. Dar să spui că vrei și să nu faci nimic și să-ți găsești scuze, acolo pe mine mă pierzi, nu rezonez. Mulțumim, Simina, că ai acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc. Sperăm că tot ceea ce ai spus o să fie util pentru toată lumea. Iar pe dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm la o altă ediție a Oracolului Vedetelor.